Vă salut, prieteni, bun găsit la meciul zilei Superbet. Sunt Dan Bâra și vă invit să vorbim astăzi despre întâlnirea de Premier League dintre Arsenal și West Ham. O partidă la care primul lucru care cel puțin mie mi-a sărit în ochi a fost cota pentru unul solist, 1.58, aproape de 1.60, cota de care știm din experiență că e extrem de periculoasă pentru gazde atunci când o primesc. Dacă la 1.60, dacă la 1 solist vedem 1.60, atunci e posibil ca partida să fie dificilă. Cum am putea noi profita de chestia asta? Haideți să vedem câteva variante de cote. E o cotă mică, 1.34, nu prea avem ce face cu ea, dar e extrem de interesant pariul. Ambele marchează sau 3+, pentru această variantă. Așa cum știți, în oferta Superbet există posibilitatea asta de a paria cu sau. Sau victoria gazdelor, sau cel puțin 2 sau 3 goluri în meci, sau ambele marchează, sau nu știu ce, sau X la pauză, sau X la final și așa mai departe. Sunt foarte, foarte bune aceste variante și vă invit să intrați pe site și să vedeți exact despre ce este vorba. S-ar putea să aveți un plus la pariuri. Și dar nu avem neapărat ce face, am vrut doar să evidențiez varianta, dar o cotă mai bună de pus pe bilet, e adevărat, e cea pentru oaspeții marchează. În momentul de față, Arsenal e într-o perioadă mai bună, n-a mai pierdut din luna decembrie, de la finalul lunii decembrie. E adevărat, a fost și sincopa cu Olympiacos în meciul de Europa League, eliminată Arsenal chiar pe teren propriu de Olympiacos, dar de partea cealaltă avem un West Ham la retrogradare, un West Ham care din pachetul de 6 echipe care se luptă pentru evitarea retrogradării e formația cu cel mai bun atac. Așadar, dacă ar fi să ai un argument pentru a spune că West Ham se poate salva de la retrogradare și probabil o va face, este în primul rând acesta legat de, să zicem, forța ofensivă superioară față de contracandidate. Oaspeții marchează la 1.45, zic eu că e o variantă care merită încercată, pentru că Arsenal e ca un pacient care încearcă să iasă din comă, e departe de a fi bine și se mai poate specula pe acest lucru. Mergem mai departe, putem încerca, bineînțeles, ținând cont de ce vă spuneam mai devreme, și anume cota la 1 solist, în jur de 1.60, faptul că Arsenal, speculăm, da? Arsenal ar putea să nu câștige partida. X solist, o cotă de 4.25, foarte, foarte bună, foarte tentantă. Bineînțeles, nu-ți ies rezultatele astea în cote mari atunci când vrei neapărat, dar uneori se mai întâmplă să iasă. De luat în considerare, bineînțeles, X pauză sau final ar fi o altă variantă. Cam astea sunt ideile pentru astăzi. Nu uitați, până data viitoare, pariați responsabil!